referitor la cel cu demiterea domnului Popovici, am observat că acest demers al nostru, pe care îl calificam ca pe o moțiune de cenzură, a avut succes. Domnul Popovici a început într-adevăr să lucreze așa cum ar trebui, să propună măsurile de restructurare și eficientizare a sistemului de asistență socială, sens în care pentru moment am retras acest proiect, dar există posibilitatea oricând să revenim cu acest demers. Pe acest subiect, în decurs de 3 zile v-ați dat seama. Da, bineînțeles, am văzut acum aceste proiecte. Noi am calificat acest demers, repet, ca pe o moțiune de cenzură. Nu este exclus să reluăm asemenea demersuri și la adresa vicelui Nedelcea și a președintelui Urduzeu. În primul rând pentru starea dezastroasă a drumurilor județene, dar și pentru situația Aqua Carpi. Domnul Tătărescu, nu credeți că v-ați făcut de râs? Nu, în niciun caz. În sensul că nu v-ați avut susținerea PSD-ului până la final. Era o întrebare că v-ați avut sau o întrebare? Nu, domnule, stimați, domni, acestea sunt demersuri pur administrative, democratice, proceduri democratice și nu cred că este absolut nicio problemă. Domnul Tătărescu, din moment ce se dau 21 sau 22 de voturi și voi erați 13 sau 15 de PSD, unde reușeai să obții ceva de voturi? Adică la PSD. PSD-ul, logic, îți era cu ei. Logic credeți dumneavoastră, nu se știe. Da, noi ne-am jucat... Deci logic nu există. Șansă și noi considerăm că pentru moment nu mai e oportun, dar vă repet, oricând e posibil să revenim cu acest demers. Decizia de a retrage proiectul are legătură cu biroul politic de ieri al PSD-ului, care s-a decis ca PSD-ul să se obțină? Nu, nu are nicio legătură, este doar o hotărâre a noastră, a biroului nostru, a PNL. Decizia BPJ-PNL, atât. Nu are nicio legătură. Nu.